băiatule! Nu trage de... Eu nu am filmat. Yes! Salut, bă, șacalilor. Suntem aici în locul de prank-uri, bineînțeles, pentru că îi facem un prank lui Piciu. El e aici lângă mine pentru că eu deja i-am făcut prank-ul numai că eu nu am filmat gen intro ăsta și îl filmez acum cu el. Hai să facem foarte multe like-uri pentru că l-am atacat la al doilea lui punct sensibil, nu la primul, la Kendame. Hai să vă zic ce i-am făcut. Deci eu am venit de la școală frumos aici. El gen se juca. Și pentru că se juca, am profitat de ocazia asta și cum se juca și era atent aici. Eu l-am filmat frumos aici, am luat camera gen frumos, am pus-o aici când era așa, am acoperit-o, el nu a văzut. După frumos acolo m-am dus și am luat camera cu mine și eu am filmat când am pus alea, știi? Am filmat când i-am lipit Kendama cu super glue acolo, m-am lipit și eu încât lipit. Și după i-am zis că hai să mergem să mâncăm, l-am trimis la masă, eu am luat repede camera de aici și de aici o să vedeți voi. Hai face foarte multe like-uri și vizionare plăcută. Pentru Kendama nouă. Nu i-am nicio Kendama. Bă, m-am lipit, bă, m-am lipit. Ce? O să facă mama paste. Da, știu, dar te-am auzit pe tine ceva paste și la grifa și cu somnul. Ai avut zi grazi? Nu. Oricum. Am jucat și eu cu Kendama și mi-a ieșit, mi-am dat tric, așa. Și te-ai intrat înapoi? Nu. Dă-ți voi pentru că vii. Despacito. Cazi ploaie, diviziune atente. Te doare? Am pusit. Deci după noi. Ce mai pusit? Am jucat cu el. Da, acum. Mă, pișatule. Nu trage de. Ok. Ia și bila. Iarătă-le, iarătă-le. Bă, ai luat vopteaua, mă, zici ce ai... Dar tu nu-i iarătă-le. Nu, okay. Nu. Dar de ce? Hai că nu are iarătă, așa e modelul, nu? Nu. Ba da, parcă eu dau polistire în mine. Tu știi că m-am lipit când ți-am făcut prank-ul? Bine, felicitări. E just a prank, bro. E un prank. Bă, e un prank, crezi că stăteam... Bă, dar de ce și eu ață? Așa zici tu, prank-ul, ok, să vezi. Dar e, bro. Mâine dimineață, să vezi. Dar uite cum e ață acum. Ce are? E prank. Prank. E doar un prank. Bă, bă, unde ăla? Nu mai stai, dă să fac. Dacă tot ai primit, tu mi-a dat. Ăștia mi-a dat ăștia la Iași, Kendama lui tataie. Mamă, dar ce urât arată acum. Folosește-o cu drag, e doar un prank. Nu îți cumpăr altele, ce nu înțelegi? Așa. N-am de unde să-ți iau altele. Așa zici tu. Te filmezi, mă. El crede că-i cumpăr altele, mă. Bă, vrei să-ți iau altele? Nu îți iau altele, hai că nu îți iau altele. Vrei? Nu îți iau. Hai, bă. Și trebuie să-mi dau cu pila de unghii să finisez. Mai ții minte când mi-ai bufnit făină când eu trebuia să plec? Mi-ai făcut toate patru prank-uri. E just a prank. 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 Bă, chiar că nu mai stă deloc pijama și pe la orice. I-am dat prank, mă. Super glue. Păi, e doar un prank. A fost un prank. Acum ți-am dat lovitura de final. Dar ce se plăcă acum peste camera? Dacă mi-ai scăpat de camera, prank. E doar... E bine să stau pe tine, eu? Mai vrei prank-uri? Nu mai vreau. Kendama, da, mai vreau. Bă, e doar un prank, da? Adică nu-i doar un... Ai, te descurci. Te descurcă cu asta, nu pățești nimica. Mărturisești acum că o să-mi iau altă Kendama. Bine. Și nu-ți mai fac nimic. Pe mâna cu inimă. Pe inima acum. Pe... Inima. Cu mâna pe inimă. Cu inima pe mână, bă, ratatule. Promit. Că nu o să-ți iau altă Kendama în viață. Bine, tu ai vrut-o. No money, no money. Tu ai vrut-o. Mai mi-a și telefonul, bă. Prank, e un prank. Cam ăsta au fost și prank-ul. El încă crede că o să iau Kendama, nu? Liniște, brother, ma. Bravo, hai, că e băiat gigelă. Hai, folosește, joacă-te cu aia. Da, că nu mai sunt drog. Eu am stat fără telefon toată vara. El poate să stea fără Kendama, nu-i nicio problemă. Hai, stai tot. Hai, zi, pa, bă, hai, facem așa. Hai. Pabă! Am scris multe versuri, chestii trestii, în limbaj sudic, nordic, estic, vestic.
Nu, 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 n-ai înțeles nimic. Ambiții prea mari distrug presupuși oameni mulțumiți. Voi ăștia habar n-aveți, plin de păreri, munte de hateri analfabeți. Trebuie să înțeleagă și dorel, rup